dragii mei. După cum vedeți, sunt înconjurată de foarte, foarte multă lume și de bebeluși, pentru că este ziua lui Domi, băițelul Siminei și al lui Alex. La mulți ani, să vă trăiască, să fie fericit și sănătos. Cum v-ați pregătit pentru ziua lui Domi? Văd aici, aveți baloane, invitați în spate. Petrec mai multe adulții decât bebelușii, cum este normal. Cum i-ați organizat ziua? Păi a fost o zi de naștere pe rapid, pentru că noi ne doream să facem motu, doar că n-am apucat, o să-l facem în mai, când o să fie și părinții mei și părinții lui Alex acasă și să fie mai frumos, să fie mai multă lume apropiată de Dominic, nu doar prieteni. După cum vedeți, el nu prea are prieteni copii, doar pe verișoara lui Zahara și mai o fetiță care doarme. În rest, numai fete. O vedem și pe Zahara, pe Zahara lui George. Dar doarme, nu mai deranjăm, o lăsăm să-și facă somnul de după amiază. A fost greu, văd că v-ați organizat aici afară. E bine totuși că stați la curte și că n-a trebuit să vă înghesuiți în casă. Da, și că este cald, am avut noroc că am avut o vreme frumoasă, la fel ca Dominic. Mm-hmm. Și... așa, îi avem aici și pe nașii lui Dominic. Voi ce urați lui Dominic? Suntem mega fericiți, că astăzi e o zi superbă, împlinește un an de zile, urăm din suflet la mulți ani. Să aibă parte de tot ce își dorește, de fericire, de mașini multe, bani mulți. De microfoane. Microfoane, văd că deja a pus mâna pe microfon. Tu, Alex, ai avut emoții? Este primul tău copil? Acum am emoții, mă bucur foarte mult să-l am pe Dominic. Pentru mine este cel mai frumos lucru până acum. Și ce pot să zic, acum am un băiat mare, a făcut un an și la mulți ani înainte și împreună. Îl dăm la fotbal, gata. La fotbal îl dăm, da. O să-i rog pe colegii mei să mă sune, pentru că mi s-a închis apelul și am pierdut legătura cu Nati și cu Andrei. Revenind acum la subiectele noastre, ce ne-ați bătit mai face, Domi? Îmi povestiți că a făcut chiar astăzi de dimineață, v-a dat așa puțină panică. Da, că a picat din pat. Avem o bucățică mai mică între pași și perete și nu știu ce a făcut el, de obicei se bagă după... A vrut să urce pe mine, să se bage în mine. Care dintre voi este mai grijuliu așa și care se panichează mai ușor? Păi Alex l-a auzit, era pe jos, Alex a și ridicat, l-a luat, Alex îi face lapte dimineața și noaptea, deci el este mai atent pe parcursul nopții și eu ziua. Și din când în când și el ziua. O vedem aici pe Roxana, vină și tu, Roxana. Vino. Că te aud aici că faci gălăgie în spatele noastre. Unde ești? Ce am adus? Ce ai adus? Foarte mic! I-am adus un ou! Se apropie Paștele. Deci, eu, când va crește Dominic, vreau să fie ori fotbalist, ai auzit? Ori pilot de cursă, pentru că am adus multe mașinuțe. Ce faci când crești? Da, lasă-l pe Dominic, dar când o să te vedem pe tine, mămică? Nu întreba asta, că nu știu. Cum îl cheamă pe iubitul meu, că aia rământat? Sendo? Așa. Sendo? Sendo! O să facem o fetiță negrotaică, frumoasă și cu ochii albaștri. Și creață ca minus. Dar tu te vezi capabilă. Uite, Simina este foarte grijulie și Simina și Alex sunt foarte grijulii. Auzi. Deși sunt foarte tineri, tu te vezi așa în stare, te vezi foarte responsabilă. Normal, dacă nu-l crești el, Sendo, tu crești fetița noastră. Dar spune, tu ești responsabilă și cu Domnii. Chiar dar văd puțin ca rar, dar când îl văd, îl văd bine. Rar, da bine. Ia mamă, bagă în gură. Cred că o să-l facem trapă. O să fac cei mai frumoși copii, să știi. Doamne ajută așa să fie. Da. Vă pup, sănătate, să trăiască copiii mei viitori. Doamne ajută să trăiască toți copiii, să fie sănătoși. Văd aici cadourile lui Domi, pe lângă tortul pe care l-am adus noi. Hai să vedem ce a primit. Așa. Să ne... Poartă. Așa, că tot ziceai că-l vrei fotbalist. Asta e cadou de la Roxana, așa. Că a zis că vrea să-l vadă fotbalist. La niște ochelari. Domi, ia, hai să vedem cum stau cu ochelari. Ia, hai să vedem. Ia, întoarce-l așa spre cameră. Ia, stai, stai. Nu are chef acum. Ia, stai. Așa. Așa. O mașină de poliție. Spuneai, Simina, că Roxana i-a adus foarte multe cadouri. Da. Asta. I-a adus două mașini de curse. Așa se întâmplă, sunt prea multe, nu mai au loc pe băncuță. I-a adus două mașini, Formula 1, a zis că vrea să-l vadă pilot. Iar mașinuțe,
Minge de fotbal. Minge de fotbal. Păi nu, și pian, poate na, va fi și. Poate devine artist, dar niciodată să nu. Așa arată. Așa? Așa. Asta șmecheră. Și tu vrei tot pilot de curse, să înțeleg. Da, da, da. Oricum eu am venit aici pentru că știam că vine televiziune. Așa. Am vrut să mai apar și eu puțin. Dacă nu, nu vine. Asta a fost una dintre glume. Și pentru că îl iubesc pe Dominic, asta a fost o glumă. Eu sunt sigură că acesta a fost motivul principal. Cu televiziune. Nu, nu, cu Dominic, cu Dominic. Ia, vrea și Dominic să zică ceva. Spune-și tu, tată. Din păcate nu prea își dă seama ce se întâmplă, dar e bine că ne-am adunat aici cu toții pentru el. Spunea Simina că urmează să îi tăiați și moțul. Când o plănuiți? Încă n-am plănuit asta, în mai. Așteptăm să vină și părinții mei și părinții lui Simina. Acum așteptăm când facem. În mai, ne gândeam. Am de moți, da. Pe la jumătatea lui mai sau la începutul lui mai, depinde. Noi sperăm să se deschidă ceva, dacă nu, măcar pe o terasă să facem. Oricum noi ne dorim să fie mai aerisit pentru copil și poate... Spune Alex că ați așteptat să vină și părinții voștri, pentru că părinții voștri în multor ora sunt plecați în străinătate. Da. Mami nu l-a mai văzut pe Dominic de la botez, de când avea 3 luni, dar părinții lui Alex l-au mai văzut. Septembrie? Deci, nu mai știu, dar... Bănuiesc că oricum vorbiți cu ei pe FaceTime și așa mai departe. Da. Mai ales cu mami cel mai mult. Na. Eu fiind fată, vorbesc mai mult cu ea, mai mult. Pe Dominic, acum, destul de liniștit, în cont că este foarte multă lume în jurul lui și că suntem destul de gălăgioși, așa este de obicei? Da, este un băiat foarte cuminte. Răspunde-mă! Da. Este un băiat foarte cuminte și foarte dulce. Chiar da, pentru că eu l-am învățat pe Dominic să stea și cu Nașa, și cu Simona, și cu Roxana. Toată lumea poate să-l culce, toată lumea poate să-i dea de mâncare, nu doar după mine. E doar când este somn, e mai mărâit și insistă să vină la mine, dar dacă îl ține, n-are treabă. Și dacă tot aveți noroc de copil așa de bun și de cuminte și care nu vă ridică foarte multe probleme, plănuiți și un al doilea copil? Da. Poate. Dar poate faci tu. Nu știu. Că acum 2 ani nu mă gândeam că o să am un copil acum, deci poate să fie și la anul și peste 2 ani, când mă vrea Dumnezeu. Este greu pentru mine, mai ales că am avut modificări la corp foarte mari și hate-ul și așa m-au dărâmat și în continuare nu prea îmi doresc. Dar nu ar trebui să te interzice hate-ul, pentru că până la urmă este vorba despre familia ta, despre copilul tău. Da, doar că n-aș mai vrea să trec încă o dată prin ce am trecut. M-am îngrijorat 30 de kilograme, foarte mult, și a fost foarte greu. Și încă este să le dau jos. Dar sper că Dumnezeu mă ajută și că în curând o să vin cu vești bune la voi și o să arăt mai bine. Spune-ne, dă-ne așa un indiciu despre ce vești bune este vorba. Noi am mai filmat odată cu George de la Insula Iubirii, care este și fratele tău, Alex, la sală, și spune-ne tu atunci că faci demersurile necesare ca să slăbești. Despre ce vești bune este vorba acum? Am văzut că treaba cu slăbitul este mai grea și mai înceată. Eu, fiind mai cunoscută, primesc foarte mult ei, mă dărâmă și atunci am zis că vreau să accelerez treaba asta cu o schimbare la corp și o să... Repede, adică să nu stea prea mult în loc. Da, o să fac ceva, o să fac niște intervenții care o să mă ajute. Ce intervenții este vorba? Intervenții la nivelul corpului, al feței? Nu pot să zic nimic, pentru că nu știu nimic sigur. O să trebuiască să merg la mai multe consultații și să mă sfătuiesc cu medicul care se va ocupa de mine și atunci cu siguranță să vedeți o diferență frumoasă. Alex, ce părere ai despre planurile Siminei, despre schimbarea asta radicală pe care și-o propune? Eu o susțin pentru că o văd că este demoralizată și nu știu. E greu. O să fie greu. Deci că am trecut printr-o tragedie așa. Doamne ferește. O să fie greu pentru că eu 3 luni o strasă să stau copilul, ea nu o să aibă voie să îl ridice în brațe, să asta se aplece. Da, o să ne căutăm o bună, ne descurcăm, suntem tineri. Doamne ajută așa să fie, Simina rămâne cu ochii pe tine, la mulți ani în continuare lui Dominic, să fie sănătos, să vă bucurați de el și mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Mulțumim și vă mai așteptăm și la moți. Mergem, venim și la moți, venim. La nuntă. O ținem din petrecere în petrecere, la moți, la nuntă, venim la toate. Mulțumim mult de tot. Natalia, Andrei, înapoi la voi. Mulțumim tare mult, Bianca, Bianca Drăgan, a fost în legătură.